la Mulțean Roșia Montana. Ne aflăm la sediul UNESCO din București și sărbăm astăzi Ziua Roșiei Montana. La mulți ani, Roșia Montana, să continui să inspiri și să aduci iubire în inimile tuturor românilor și tuturor persoanelor care vin și te vizitează. Este o avanpremieră a sărbărilor din 6 și 7 februarie, care vor avea loc la Muzeul Țăranului Român. Cadoul nostru pentru Roșia Montana este un film pe care l-am găsit din 1957, film pe care ulterior, cu ajutorul unor specialiști, l-am restaurat. Acest film a fost vizionat astăzi și a avut un mare succes. Autorul filmului, domnul Adrian Steclace. Al doilea cadou pentru Roșia Montana este filmul Roșia Montana Azi, film pe care l-am realizat în vara anului 2015. Acest eveniment pe care l-am organizat astăzi la sediul UNESCO este un cadou pentru UNESCO în același timp, pentru că se împlinesc 60 de ani de când România a aderat la UNESCO. Aș vrea să fie cât mai multă lume alături de noi în toate zilele acestea de sărbătoare. Să ne dai forța și puterea de a ierta, de a ne ierta unii pe ceilalți și de a forma comunități pline de armonie și înțelegere, astfel încât să putem lăsa un viitor sustenabil, echitabil și aducător de împlinire sufletească pentru noi și generațiile viitoare.